Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la cea de-a doua ediție de știrea postului de televiziune ULBS TV. Venim astăzi în fața dumneavoastră cu principalele evenimente care au avut loc în această lună în Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Studenții din anul 3 de la Departamentul de Artă Teatrală al Facultății de Litere și Arte au finalizat spectacolul de licență Mountain Bikers în regia doamnei Ofelia Popi. Spectacolul teatral Mountain Bikers este rezultatul muncii, al pasiunii și al talentului tinerilor studenți, a căror menire este arta. Este pus în scenă, atent supravegheat și șlefuit de către actrița, regizorul și profesorul Ofelia Popi. E un text extraordinar, care îi pune foarte bine în valoare pe toți. Sunt 6 personaje, toate sunt principale. Ei sunt 12 studenți, deci avem distribuție dublă și așteptăm vremuri mai bune în care să putem să arătăm publicului munca noastră. Sunt foarte mândră de ei. Mountain Bikers este un spectacol teatral care scoate la lumină personaje complexe, aflate la granița sentimentelor, prinse fiind în lupte sufletești și cărora victoria nu le aparține. Emoția este împletită discret cu mici fărâme de umor, arta teatrală fiind executată cu rafinament. Cel mai important e că pentru studenții noștri acest spectacol reprezintă debutul lor, cumva oficial, în lumea artistică profesionistă. E o rampă importantă în cariera lor. Spectatorul percepe actul artistic cu ochii atințiți spre scenă și sufletul flămând de frumos, pătrunzând într-un spectacol teatral executat la superlativ de către cei 12 studenți. Privind din sală, poți gusta din spectacol ca dintr-un fruct zemos și proaspăt cultivat de cei mai buni agricultori. Spectatorul se regăsește în personaje și privește viața asemenea a unui munte pe care îl poți urca cu bicicleta. Studenții noștri, grație profesorilor lor, au dobândit competențe noi, au învățat să lucreze altfel, dar având mereu în profunzimea lor acea dorință de a se întoarce în sălile de curs și această premieră pe care ați avut bucuria să o vedeți, sper și dumneavoastră, este rezultatul firesc al acestei reîntâlniri a studenților cu scena și cu profesorii lor și cu ceea ce înseamnă și trebuie să însemne, de fapt, teatrul. Mountain Bikers este despre călătoria celor 12 studenți în lumea teatrului, despre muncă și pasiunea îndrumătorilor, dar și despre viață și provocările ei. Eu am interpretat o adolescentă cu probleme de adolescenți și m-am regăsit un personaj pe alocuri, pentru că personajul trecea prin schimbările astea cu corpul, cu neîncrederea și cred că ridică o problemă foarte importantă asupra relației familiale. Am realizat că teatrul e mult mai mult decât ceea ce se vede pe scenă și că munca din spate e cu adevărat importantă. Și relația dintre noi ca echipă ne ajută foarte mult în momentul în care lucrăm împreună, în momentul în care suntem împreună pe scenă. Evenimentele antreprenori de succes au reînceput la ULBS din 16 martie. Antreprenorul care a deschis seria acestor întâlniri este Oana Irina Crângașu, care a încercat să spulbere miturile false cu privire la relația companie-bancă. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu și Camera de Comerț Britanică din România, filiala Sibiu, au început colaborarea încă din anul 2018 prin lansarea unei serii de evenimente antreprenori de succes. Până în prezent, s-au desfășurat 14 evenimente pe perioada activităților didactice, odată la 2 săptămâni, ele fiind deschise atât studenților cât și publicului larg. Locul de desfășurare ales pentru aceste întâlniri a fost în locațiile universității pentru primele 11 evenimente, iar ultimele 3 evenimente s-au desfășurat în mediul online, care a permis o participare mult mai largă. Seria de evenimente antreprenori de succes își propune să facă o conexiune între mediul de afaceri și mediul educațional, astfel studenții putând să intre în contact cu antreprenori de succes, să învețe provocările, eșecurile și toate lucrurile care i-au determinat să aibă succes într-o nouă afacere.
Organizatorii își doresc să aducă antreprenori din comunitatea locală, absolvenți ai universității noastre, care să prezinte propriile povești de succes și felul în care au ajuns să fie importanți la nivel național și internațional. Discuțiile se întind pe o durată de 90 de minute, implicând un amestec de formate concepute pentru a ajuta atât antreprenorul să se simtă familiar cu audiența, cât și participantul să poată învăța din provocările prezentate. O serie de sfaturi și informații despre funcționarea și dezvoltarea unei afaceri, dar și bune practici în aplicarea expertizei în domeniul economic, fac din aceste întâlniri o adevărată atracție pentru studenți. Literatura română a ajuns la Sankt Petersburg prin 10 studente de la Facultatea de Litere și Arte a Universității Lucian Blaga din Sibiu, care au participat la conferința organizată de Sankt Petersburg University of the Humanities and Social Sciences. Conferința online a avut loc pe 17 martie, iar prezentările au fost făcute în limba engleză. 10 studente de la Facultatea de Litere și Arte a ULBS au participat la sesiunea de comunicări studențești International Research and Practice Students Conference, Crossing the Boundaries, Linguistics and Intercultural Communication. La evenimentul din 17 martie, organizat de Universitatea din Sankt Petersburg de Științe Umaniste și Sociale, Facultatea de Litere și Arte a Universității Lucian Blaga din Sibiu a fost reprezentată de 10 studente care au participat cu lucrări ce au valorificat experiența dobândită pe parcursul semestrului întâi la cursul de proză românească. Experiența din cele discutate cu cele 10 studente a fost una benefică, ținând cont de faptul că pentru majoritatea lor a fost prima experiență și, zic eu, o experiență care a reușit să deblocheze acel trac pe care l-ai de obicei când prezinți în fața unor participanți din alte țări într-o limbă străină, pentru că întreaga conferință s-a desfășurat în limba engleză. De 26 de ani, ULBS colaborează cu TurSib pentru a oferi abonamente cu 50% reducere studenților sibieni. Tradiția continuă și anul acesta, începând cu luna martie. De asemenea, TurSib a realizat recent un sondaj în rândul studenților Universității Lucian Blaga din Sibiu cu privire la transportul local din Sibiu. Compania a primit mai multe sugestii pentru îmbunătățirea transportului public sibian. TurSib și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au reluat începând cu luna martie colaborarea în ceea ce privește eliberarea de abonamente cu reducere 50% pentru studenții universității înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în vârstă de până la 26 de ani. Tot în luna martie, TurSib a demarat o nouă campanie de sondare a satisfacției călătorilor pe care o desfășoară în parteneriat cu secția de inginerie a transporturilor și a traficului din cadrul Facultății de Inginerie. Chestionarul realizat în rândul studenților universității este doar o parte dintr-o colaborare mai amplă între compania TurSib și studenții ULBS. Pe parcursul semestrului, doi studenți de la Ingineria Transporturilor și a Traficului vor analiza transportul public din Sibiu și vor veni cu idei și sugestii de proiecte concrete pentru a îmbunătăți transportul din Sibiu. La finalul campaniei, propunerile oferite de studenți vor fi analizate de către o comisie în funcție de câteva criterii prestabilite. Primele două, cele mai bune dintre ele, vor fi premiate cu 3500 respectiv 2000 de lei și vor fi propuse primăriei Sibiu spre a fi implementate. Cisco Networking Academy va începe din 17 martie o nouă serie de lucrări, continuând o tradiție care își are începuturile încă din 2001. Cursurile vor avea 3 semestre, iar după fiecare semestru se va elibera o diplomă de absolvire, urmând ca la sfârșitul celor 3 semestre, în urma unui examen, să fie primită diploma CCNA. Programul Cisco Networking Academy pornește de la ideea că organizațiile de orice nivel ar fi, nu au resursele necesare să proiecteze, construiască și să mențină în exploatare rețele de calculatoare, actualii specialiști neavând acces la beneficiile tehnologiilor moderne. Acest program este menit să aducă la zi și să completeze cunoștințele persoanelor interesate în domeniul rețelelor de calculatoare. Cursuri oferite sunt Cisco Certified Network Associated, semestrele 1 și 3. Fiecare dintre cele 3 semestre se va întinde pe o perioadă cuprinsă între minim 6 și maxim 10 săptămâni, cu câte 4 ore pe săptămână. Printr-un parteneriat semnat de Ministerul Educației, Universitatea noastră și
firma Cisco, producătoare de echipamente de rețea, în 2003, la Universitatea Lucian Blaga, alături de alte universități din țară, a început Academia Cisco. Prin această formă de școlarizare, care este una post-universitară, dar nu numai, la aceste cursuri pot participa și studenții din domeniul IT, formăm viitorii specialiști în domeniul rețelelor de calculatoare. Elevii cu vârste de peste 18 ani, studenții și cercetătorii din domeniul științei s-au înscris în competiția internațională de comunicare în știință FameLab, Science for a Better Future. Tema de anul acesta este Science for a Better Future, având ca scop evidențierea importanței și rolul descoperirilor științifice pentru rezolvarea problemelor majore ale societății contemporane. Pentru a se înscrie în concurs, participanții au pregătit un material video cu o durată de maxim 3 minute, în care au prezentat într-un mod captivant un subiect pe o temă științifică. În perioada imediat următoare se va trece la selectarea participanților, data de 15 aprilie fiind desemnată pentru susținerea prezentărilor studenților ULBS. Selecțiile regionale se vor desfășura online prin Microsoft Teams în perioada 1-19 aprilie. Competiția FameLab este organizată de Serviciul Cercetare, Dezvoltare, Inovare în data de 15 aprilie la Sibiu. În cadrul acestei competiții, studenții au oportunitatea de a ieși din zona de confort, pentru a încerca să prezinte un subiect științific în 3 minute, să fie jurizați pe baza a 3 criterii, carismă, conținut și claritate, și apoi, dacă se califică în finala națională de la București, să participe la un masterclass organizat de niște specialiști din Marea Britanie. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a lansat programul Preuniversitate, Pro-Universitate. Programul vine în întâmpinarea nevoilor elevilor sibieni și, pe plan mai larg, ale comunității locale. Programul Preuniversitate Pro-Universitate este inițiat pe baza unui acord de colaborare cu Consiliul Județean al Elevilor Sibiu, care deține rol de partener principal. Programul Preuniversitate Pro-Universitate cuprinde 4 componente. Universitate ProBac presupune consultații pentru examenul de bacalaureat oferite de către cadrele didactice ale ULBS. ULBS Webinars dezvoltă prelegeri pe teme academice, civile, oferite de cadrele didactice ULBS elevilor, urmate de dezbateri. ULBS Maraton prezintă acțiuni de promovare a ofertei educaționale a ULBS în comunitate. UniHolidays alcătuiesc și dezvoltă programe de voluntariat. Reprezentanții ULBS au în vedere și o posibilă extindere a numărului acestora. Facultatea de Științe Socio-Umane organizează în această primăvară seria de conferințe Knowledge in 21 Minutes. Structura conferințelor este una foarte accesibilă, o prelegere de 21 de minute, urmată de alte 30 de minute de întrebări și răspunsuri. Seria a debutat cu conferința Protejează Patrimoniul Cultural Național, susținută de Marius Ciută, a urmat în data de 2 aprilie Izabela Brănișteanu, specialist în publicitate online, brand și rebranding, care a vorbit despre publicitatea în mediul online, iar în 16 aprilie seria conferințelor se va încheia cu educație financiară. Prin intermediul acestor conferințe, organizatorii își propun să aducă în atenția studenților teme de interes general, teme de actualitate, cu ajutorul unor specialiști care creează un dialog viu cu auditoriul. Invitatul prezintă tema în exact 21 de minute, fiecare temă fiind urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Conferințele au loc vineri începând cu ora 16. Târgul de cariere revine la Sibiu, de această dată online. În perioada 15-16 aprilie, în intervalul orar 11-18, marile companii își vor prezenta, prin intermediul standurilor virtuale, joburi actualizate cu posibilitatea de aplicare directă. Târgul de cariere este cel mai mare eveniment interactiv desfășurat în Sibiu, care oferă studenților și absolvenților posibilitatea găsirii unui loc de muncă. Târgul se adresează angajatorilor aflați în căutare de formă de muncă, dar și persoanelor interesate de oportunități profesionale. Târgul de cariere se adresează de asemenea studenților care doresc să aplice pentru un job în viitor,
după terminarea studiilor. În paralel cu standurile virtuale, cei interesați vor putea urmări o emisiune online cu webinarii în care angajatorii vor prezenta joburile de care dispun. Tot aici se pot urmări interviuri și discuții despre carieră cu experți din diverse domenii de activitate. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu va fi prima universitate din România care va permite plata taxei de admitere în acest an într-o monedă virtuală. Posibilitatea de plată cu moneda virtuală urmează să fie implementată și va fi disponibilă pentru prima dată în sesiunea de admitere din luna iulie a acestui an. Printre potențialele beneficii ale criptomonedelor sunt posibilitatea de a efectua transferuri fără limitări geografice, costuri reduse de tranzacționare, posibilitatea de verificare publică a tranzacțiilor. Începând din acest an universitar, de la admiterea din vară mai exact, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a decis ca taxele de înscriere la facultățile din cadrul universității să poată fi plătite și într-o monedă virtuală. Acest lucru a fost decis deoarece, așa cum știm, universitățile și institutele de cercetare din România sunt în general vârful de lance al cercetărilor în diverse domenii. Universitatea nu susține în mod special o anumită monedă virtuală, ci venim să ne alăturăm celor care dezvoltă noi tehnologii în domeniul IT. Facultatea de Teologie Andrei Șaguna și Colegiul Național Octavian Goga sărbătoresc în acest an împlinirea a 140 de ani de la nașterea poetului Octavian Goga printr-un eveniment omagial. Cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea marelui poet, dramaturg, traducător și om politic, Octavian Goga, Facultatea de Teologie Andrei Șaguna, împreună cu Colegiul Național Octavian Goga, au organizat un moment omagial în data de 2 aprilie în memoria marelui poet Octavian Goga. Întâlnirea a putut fi urmărită live pe paginile de Facebook a liceului și pe pagina Doxologia. Asociația Filantropică Olivia Sibiu va fi și în acest an iepurașul simbol al bucuriei. Aceasta este denumirea campaniei inițiate și organizate de Asociația Filantropică Olivia Sibiu cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale pentru copiii proveniți din familii defavorizate și nu numai, dar și pentru vârstnicii asociației. Evenimentul va fi organizat în condiții speciale, respectând prevederile legate de situația sanitară actuală. Organizatoarea acestei campanii este Olivia Bettina Pădurean, vicepreședinte al asociației, studentă a Facultății de Litere și Arte din cadrul Universității Lucian Blaga Sibiu. Asociația filantropică Olivia derulează proiecte sociale și educaționale încă din anul 2012, iar campania Iepurașul Simbol al Bucuriei se află în acest an la cea de-a 7-a ediție. În cadrul acestui eveniment, copiii se pot bucura de ateliere interactive în care vor confecționa obiecte specifice Paștelui, iar la sfârșit vor fi recompensați de iepurași cu cadouri. Printre campaniile organizate de către Asociația Filantropică Olivia Sibiu, se numără și Noi suntem speranța semenilor noștri și Zâmbete, bucurii și speranță pentru bunicile noastre. Suntem la a 7-a ediție a campaniei Iepurașul Simbol al Bucuriei, care va fi organizată în condiții speciale datorită pandemiei. Pentru cei mici vom organiza ateliere interactive în care copiii vor confecționa coșulețe, vor colora, vor desena, vor picta, vor cânta, iar la final iepurașul îi va recompensa cu un cadou. Ne mai despart câteva zile până la Sfintele Sărbători de Paști. Creștinii ortodoxi din întreaga lume se pregătesc pentru întâmpinarea Paștelui plin de lumină și pace sufletească. Prin jertfa și mântuirea lui Hristos primim speranța mântuirii și a vieții veșnice. Această sărbătoare are scopul de a aminti creștinilor din întreaga lume patimile, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Paștele ortodox se sărbătorește în acest an, în data de 2 mai. Pentru întâmpinarea acestei mari sărbători, fiecare creștin parcurge o perioadă de curățire a sufletului. Începând cu data de 15 mai până în data de 1 mai are loc postul Paștelui. Postul este o faptă de virtute, un exercițiu de înfrânare a poftelor trupului și de întărire a dorinței, o formă de pocăință, deci mijloc de mântuire. Sărbătoarea Paștilor este sărbătoarea învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care prin patimile, moartea și învierea sa ne-a adus mântuire și nădejde a vieții veșnice. Este o sărbătoare a bucuriei, a nădejdii,
a dorinței de mai bine, valori de care are atâta nevoie societatea noastră. Este însă în același timp și o sărbătoare a mărturisirii, de aceea noi ne salutăm cu Hristos a înviat și răspundem adevărat că am înviat, ne fiind însă vorba de un simplu salut, ci de o mărturisire. La fel ca și apostolii, ca și femeile mironosițe, la fel ca ceilalți care au mărturisit învierea lui Hristos de-a lungul veacului, face și noi acest lucru, pentru că crezând în învierea Mântuitorului Iisus Hristos, suntem chemați să fim și mărturisitori ai ei. Hristos a înviat! Avem un timp să cugetăm la tot ce este bun în lume. Credința în suflet s-o păstrăm ca să urcăm pe culme. Postind curat, cu umilință și devenind puțin mai buni, să ne purtăm a noastră ființă mai des în rugăciuni. Să nu uităm că a murit și după 3 zile a înviat Fiul Domnului că ne-a iubit și atunci când eram în păcat. Cu aceasta, vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm la următoarele ediții ULBS News.